Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! La începutul toamnei, soarele va străluci puternic peste capul racilor. Așa că, din 4 până în 12 septembrie, vremea astrologică favorabilă va elimina unele dintre necazurile din august. Mulți vor putea obține rezultate bune în carieră, afaceri și sfera materială. Dar deja din 23 septembrie, puternicul soare va fi fixat în constelația Balanței. Aceasta înseamnă că oamenii din jur, mai precis, adevăratele lor intenții și scopuri, vor necesita atenție maximă. Iar din 25, probabilitatea unor situații conflictuale va crește atât în viața personală, cât și în mediul de afaceri. Poți fi sigură că nu se va întâmpla nimic rău. Pe drumul tău vei întâlni oameni interesanți care te vor învăța ceva, iar mulți vor cere o vorbă bună, căldură și sfaturi. Doar nu fi arogantă, nu te aștepta la o recompensă pentru bunătatea ta. Luna aceasta, există toate șansele de a face lumea un loc mai bun și oamenii mai fericiți. Dragoste, viața personală și de familie a racului nu va provoca anxietate. Acum ești gata să patronezi oamenii dragi. Toate treburile casnice și problemele casnice vor fi rezolvate rapid și fără efort. Trebuie să ai încredere în cursul evenimentelor și să renunți la obiceiul unui control total. Reprezentanții liberei zodiei pot conta pe o căsătorie de succes cu o persoană de succes. Lucrul te va schimba radical nu numai pe scară socială, dar te va ajuta și să avansezi pe scara carierei. Dar din fericire, calculul pentru tine nu va fi pe primul loc, vei experimenta dragostea adevărată, pe care nu ai mai întâlnit-o până acum. O atracție spirituală puternică te va ajuta să fii mai puternică și mai încrezătoare în tine. Reprezentanții liberei semnului ar trebui să acorde mai multă atenție relațiilor de prietenie. În mediul tău există deja concurenți pentru o mână și o inimă, poate că este timpul să dai o șansă unei persoane pe care ai ignorat-o anterior. Dacă vrei să faci pace cu cineva, atunci este bine să faci asta după o dată de 10, când stelele sunt aliniate pe astrograma ta natală. Sănătatea. Astrele nu-ți promit probleme grave de sănătate, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le urmărești. Este posibil să experimentezi o exacerbare a unei boli cronice, iar afecțiunile de mult uitate, probleme cu sistemul cardiovascular și endocrin își vor aminti și de tine. O dietă simplă nu este suficient aici, așa că trebuie să consulți un medic pentru un tratament competent. Încearcă să eviți supra-solicitarea. Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele care au avut deja probleme cu articulațiile și coloana vertebrală. Ai grijă de imaginea ta la începutul lunii. Ia în considerare un stil nou, încearcă diferite opțiuni pentru imagine. Realizează-ți planurile fără teamă și îndoială. Un aspect nou te va ajuta nu numai să te simți mai bine, ci și să te bucuri de sexul opus. Nu uita că trebuie să-ți întărești corpul, mai ales acum toamna. Fă exerciții de dimineață în fiecare zi și un duș de contrast seara. Acordă preferință ceaiului verde. Banii. Poate că nimic nu va fi la fel de important pentru raci ca munca. În septembrie, pentru ca totul să iasă bine și să te bucuri de rezultate de succes, trebuie să zlăbești ușor importanța problemei. Încearcă să tratezi totul filozofic, apoi totul va fi făcut așa cum trebuie. Mâinile și capul vor funcționa perfect în echilibru, menținând în același timp calmul și ritmul. Indiferent în ce domeniu de activitate te afli, vei reuși în orice proiect. Rezultatul va depinde de atitudinea ta mentală. Nu te agăța de multe proiecte mari. Produsul sau serviciul potrivit te va găsi cu siguranță, în cel mai neașteptat moment. Sarcina ta este să-ți crești economiile și să economisești pentru ceva care merită. Acum există toate șansele să-ți mărești salariul. Căutătorii de locuri de muncă trebuie să acorde atenție posturilor vacante care au derutat înainte. E timpul să înveți ceva nou și să încerci într-un domeniu neobișnuit pentru tine. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea!
Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!